acum să ascultăm în continuare viața cuvioasei Maicii noastre Isidora, cea care s-a făcut nebună pentru Hristos. Trăia într-o mănăstire de fecioare din Tebaida, o fecioară cu numele Isidora, care se prefăcea că este nebună pentru Dumnezeu, ca și cum ar fi fost îndrăcită. Ea era într-atâta defăimare din partea surorilor, încât niciuna nu voia să guste hrană, să stea împreună cu ea la masă, ci era de toate defăimată, ocărâtă și necăjită. Dar ea răbda toate acelea cu tăcere și cu mare mulțumire. Și totdeauna se ostenea la bucătărie și în celelalte ascultări mănăstirești, slujind tuturor, supunându-se și nesupărându-se de lucrurile cele mai necurate din mănăstire. Pentru că curățea locurile cele mai spurcate și era întocmai ca un burete în mănăstire, curățind și spălând toată necurățenia care se aduna pe acolo. Astfel de ostenele suferea neîncetat, încât niciun ceas nu și-a petrecut în zadar. Și de dimineață și până seara, în orice lucru se afla, își obosea trupul ei. Uneori se făcea că este îndrăcită, tăinuindu-se cu înțelepciune fapta cea bună dinaintea celor ce o vedeau. În ea se împlinea cuvântul acesta al apostolului: dacă se pare cuiva că este înțelept între voi, în veacul acesta să se facă nebun. Ca să fie înțelept, în acea mănăstire erau 300 de fecioare călugărițe. Deci toate acele fecioare purtau pe cap, după rânduiala monahicească, culion frumos, bine împodobit, iar ea își acoperea capul cu un petic prost, urât și cârpit. Și n-a fost văzută de nimeni mâncând vreo bucată de pâine sau șezând la masă. În tot timpul vieții sale se hrănea numai din rămășițile și sfărâmăturile adunate de pe masă. Iar în loc de supe, fiertură, sorbea spălături cu care spăla oalele și căldările. Ea nu făcea nimănui nicio mâhnire, nu supăra, nu jignea pe cineva. Nici ea nu s-a mâniat sau s-a necăjit vreodată și nu s-a certat cu cineva vreodată pentru ceva. Și totdeauna tăcea, nu răspundea nimănui vreun cuvânt. Nici la mică sau la mare arătare, deși adesea ori era bătută de toate și totdeauna urâtă, bajocorită, împinsă și îmbrâncită și disprețuită de toate. Într-această viață aspră, petrecând multă vreme fericită Isidora, s-a făcut descoperire mare despre ea cuviosului părinte Pitirum, bărbat sfânt și foarte îmbunătățit, care petrecea în pustiul ce se numea Porfirit. Acestui sfânt bărbat, stându-i în față îngerul Domnului, a zis: pentru ce te trudești cu mintea pentru viața ta îmbunătățită și în care ți se pare că ești mare șezând în acest loc pustiu? Vrei să vezi o femeie mai bună și mai plăcută înaintea lui Dumnezeu decât tine? Scoală-te și mergi la mănăstirea de femei și vei găsi acolo pe una ce poartă pe capul ei un petic urât, cârpit. Aceea să știi că e mai bună înaintea lui Dumnezeu decât tine, fiindcă aceasta petrece într-atâta mulțime de fecioare și ea este de-a pururea batjocorită în schimbul slujirii lor, batjocorită de către toate,
și nu se depărtează cu inima de Dumnezeu, ci totdeauna mintea ei este adâncită în rugăciune și meditație către Dumnezeu. Iar tu, petrecând aici în singurătate, neieșind niciodată cu trupul prin cetăți, totuși cu mintea colins peste tot. Deci marele Pitirun, sculându-se îndată, s-a dus la mănăstirea Tavenisiot, unde, ajungând la mănăstirea aceasta de bărbați, a rugat pe stariți ca să poruncească slujitorilor lui să-l ducă până la mănăstirea aceea de fecioare, unde se afla și fericita aceasta Isidora ascunsă. Deoarece acel cuvios părinte era slăvit între părinții și foarte cinstit acolo pentru sfințenia vieții și pentru bătrânețele lui, acesta cu sârguință l-a trecut peste râul care curgea înaintea mănăstirii și l-a dus până la mănăstirea aceea de fecioare, unde, intrând și făcând obișnuita rugăciune Pitirun, s-a rugat de stareță ca să vină toate surorile înaintea lui să le vadă el cu ochii pe toate. Deci, adunându-se toate înaintea lui, cuviosul n-a văzut pe aceea despre care a fost înștiințat de Îngerul Domnului și pentru care venise. Deci le-a zis: să aduceți la mine toate surorile, căci precum socotesc, una nu este aici. Călugărițele-i zise: toate suntem de față înaintea cinstitei tale fețe. Pitirun a zis: nu, lipsește una, despre care mi-a spus Îngerul Domnului. Acele au răspuns: toate suntem aici, părinte, decât numai una a rămas în bucătărie. Aceasta n-are minte, pentru că este îndrăcită. Părintele le-a zis: s-o aduce și pe aceea la mine, ca să o văd, căci pentru ea am venit aici. De s-au dus după ea și a chemat-o, dar ea nu vrea să meargă, pentru că înțelesese cu duhul de descoperirea care se făcuse starețului pentru dânsa. Și luând-o, călugărițele o trăgeau cu sila, zicându-i: marele părinte Pitirun te cheamă pe tine. După ce au adus înaintea starețului, acela, văzând-o și cunoscând că este aceea de care îi spusese îngerul, pentru că vedea darul lui Dumnezeu peste ea, a căzut bătrânul la picioarele ei, zicându-i: binecuvintează-mă, maică, binecuvintează-mă! Iar ea, asemenea, a căzut înaintea lui, zicând: tu mă binecuvintează pe mine, părinte și stăpânul meu! Văzând acest lucru, toate celelalte s-au minunat și au zis către el: să nu-ți fie ție această necinste, o părinte, căci aceasta e o îndrăcită, o nebună. Cum face acestea înaintea ei? Cuviosul Pitirun le-a răspuns: voi sunteți îndrăcite, iar aceasta este mai mare înaintea Domnului decât mine și decât voi toate. Aceasta este maică nouă tuturor și rog pe Dumnezeu ca să mă învrednicească părții locului ei în ziua judecății. Auzind aceasta, toate fecioarele au căzut la picioarele starețului plângând și mărturisind toate relele care le-au făcut acestei fericite Isidora, supărând-o și necăjind-o în toate ceasurile. Una zicea: Eu totdeauna o ocăram pe ea și-i ziceam fel de fel de vorbe. Alta: eu turnam lături peste ea, părinte. Alta zicea: eu o loveam cu călcâiul, cu piciorul. Alta ziceam: eu o băteam cu bățul. Iar altele mărturiseau relele ce-i făceau ei, zicând, și căzând la picioarele fericitei, își cereau iertare.
Deci marele stare Spitirun, împreună cu cuvioasa Isidora, au făcut cu din adinsul rugăciune către Dumnezeu pentru surori, ca să li se ierte lor greșalele pe care le făcuse. După aceea, cuviosul, povățuind și învățând mult pe toate surorile acelea fecioare și vorbind mult pentru folosul sufletului, le-a dat lor pace și s-a întors la locul său, slăvind pe Dumnezeu, care l-a învrednicit a vedea pe roaba sa cea ascunsă, neștiută de atâta popor. Iar cuvioasa Isidora, după plecarea starețului, nesuferind să fie cinstită de surori, a ieșit în taină din mănăstire, nascuns într-o noapte, și s-a ascuns în locuri neștiute, până la mutarea ei cea către Dumnezeu. Astfel a fost viața plăcutei lui Dumnezeu, care sub chipul nebuniei a slujit Domnului în taină ca sub un acoperământ. Iar acum arătată și aplata de la dânsul înaintea tuturor îngerilor și a sfinților, cu care sălășluindu-se acolo în veșnica fericire, slăvește pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu în treime și se roagă pentru noi păcătoșii ca să ne dea Dumnezeu și nouă răbdare în această lume plină de ispite și de răutăți. Cu ale ei sfinte rugăciuni, Dumnezeule, miluiește-ne și ne întărește și pre noi și ne ajută în răbdare. Amin.